La cei care au hipertensiune arterială, sângele este foarte viscos, adică gros. Mâncarea lor este o mâncare ținută la frigider, încălzită, ținută la frigider, încălzită, fapt care duce la degradarea internă a celulelor. Și atunci ei au nevoie să crească nivelul enzimatic și să curețe sistemul limfatic prin periajul limfatic și prin tehnologia de PC Lymph Cleanse, adică curățarea limfatică cu ajutorul câmpurilor electrice, adică câmpurilor de electroni și curentul electric. Capacitatea de a înșirui într-o singură direcție, pe un singur fir, electron după electron. Deci, crei nivelul enzimatic, luând enzime și curăț limfa și beau lichid de apă cu lămâie și am grijă să fug de mâncărurile vechi și uscături. Aha. Și într-un timp scurt, în 6-7 zile, deja am observat că îmi scade hipertensiunea. E bine, în 2-3 luni deja este normal. Aha. Doi. O altă întrebare. Putem asocia stilul de viață corect, dieta, mișcarea și antrenamentele de mindfulness împreună cu terapia naturistă sau medicina energoinformațională? Da. Când ai mai multe bănci în care spui banii, ai șanse mai multe să rămâi cu bani. Când ai mai mulți cai pe care pariezi, ai șanse mai multe să câștigi sau să pierzi mai puțin. Deci, este cea mai potrivită cale. O să închei pentru că deja timpul, ți-am zis, trece fabulos de repede. Interesant, foarte mulți vorbesc despre vegetarianism ca și cum denumirea la început ar fi plecat cu ideea că se referă la oameni care mănâncă doar vegetale. Răspunsul este nu. În 1842, datorită eforturilor fondatorilor societății vegetariene britanice din Manchester, ei au vrut să stabilească un nou stil de viață, având de-a face cu India, cu India fiind o colonie britanică care până în perioada celui de-al doilea război mondial au avut 400 de ani de colonialism, adică englezii au avut 400 de ani la dispoziție să preia cele mai bune idei dintr-o zonă care a fost vârful civilizației. E bine, au preluat cuvântul vegetus din latină, care în fapt înseamnă proaspăt, viguros, sănătos, acum.